Vlad Cazino îți aduce o enciclopedie de comedie. Extraordinar sentiment, mă bucur foarte mult să fiu aici. Eu sunt Sorin. Îmi place să cred că sunt un fel de Cristina Ih, așa la stand-up, în sensul că frumos păr, dar sunt o proastă. Asta e. Aveți animale de companie prin aplauze. Foarte frumos, foarte frumos. Le aveți pentru că vi le-ați dorit sau le-ați moștenit din foste relații? Asta aș vrea să vă întreb, pentru că eu am moștenit o pisică dintr-o fostă relație, cumva glonțul pe care l-am încasat la 17 ani ca să nu fac copil. Pentru că am crezut că am găsit-o, ea a crezut la fel, dar am avut prezența de spirit să zic, hai să luăm o pisică, vedem cum merge asta. Ne-am despărțit, evident, și din pisica noastră, copilul nostru, a devenit, te descurci, ei te speli pe cap, să nu te văd cu ea, du-te de aici, ea ta. Așa că am luat și am iubit pisica asta, cum am știut eu mai bine. Problema a apărut când am intrat într-o altă relație și cumva cred că așa se simte un părinte care are un copil din altă căsnicie. Pentru că nu se înțeleg deloc. Pisica nu vorbește română, eu nu pot să o întreb nimic, nu pot să comunic cu ea. Iubita vorbește, dar nu o întreb, așa că din nou nu pot să comunic deloc cu ea și eu această problemă pe care nu pot să o rezolv. Așa că iubita mea încearcă să facă un lucru foarte meschin, mă convinge pe mine, Constant, să trimitem pisica la mine, la țară, la Târgoviște. În primul rând, Târgoviște nu e la țară. Asta e lucru care m-a deranjat cel mai tare. A făcut acum 300 de ani cineva un turn acolo, turnul Chindiei, de 2 ani ne-a făcut primăria și mult. Noi nu mai mergem la Ploiești. Ne luăm plus singur, nu mai plecăm nicăieri. E ieșit din Buzău, asta mi se pare cu adevărat. Adică ești din aceeași regiune istorică aproape. Că e de până în... Foarte ciudat din partea ei că face asta. Dar o chestie pe care a făcut-o, cumva apogeu inițiativei de a scăpa de pisica mea, am venit într-o seară acasă, m-a luat de mână, am mers în dormitor unde mi-a arătat o baltă foarte mare de ceva umed pe pat și mi-a zis, uite, pisica ta a făcut în pat, bineînțeles că eu va trebui să schimb, gata, la măta, la țară, la Târgoviște. Acum, eu am această pisică de 3 ani. Ea nu a făcut niciodată în pat. Bă, niciodată. Ea nici măcar nu are voie în dormitor. Ea a fost dusă acolo. Eu nu aș vrea să zic că... Nu aș vrea să insinuez că e posibil să fi făcut iubita. Dar cine ești? Dar, demn, exact. În această casă eu fac sex oral și eu schimb litiera. Eu știu mirosul. Ea nu este de la pisică. Era clar de la iubita. Aici te-a luat? No, da, mă rog. Bineînțeles că după situația asta am luat, am trimis-o la mama la țară, la Târgoviște. Eu nu m-am văzut acolo. Hei, salut. Asta te-o zice Costel? Se ridică zidul, îl vedem pe acest Costel după 3 ani în junglă. O altă chestie pe care a făcut-o, mi-a reproșat, cumva mi-a indicat că se întâmplă sex în relația noastră, dar nu suficientă dragoste. Să fac cumva să se întâmple mai multă dragoste. Așa că am ales să comunic, am întrebat, ok, ce presupune această dragoste? Contact vizual. A fost răspunsul ei. Așa că am făcut asta, nu știu dacă ați încercat să vă uitați la doamnele voastre când le iubiți, ele nu mai sunt ele. Ele sunt niște femei normale în viața de zi cu zi, sunt dracu și satana în pat în momentul în care le privești în ochi. Pentru că m-am uitat la ea și tot ce am văzut a fost... Mamă! Te simt foarte inconfortabil. Dar femeie, ești bine! Să spunem dacă ți-e rău că mă opresc! Sentimentul pe care l-am avut a fost că dacă cineva ar filma chestia aia și ar tăia sunetul, e un om în suferință acolo, săracu, adică... Dar nu înțeleg ce face rock-a-rola pe aia și ce tot împinge, că e tăplie, săraca, lasă! Dar nu e normal, înțeleg că e de la țară, de la Târgoviște, dar a făcut pe ea săraca, a terminat cu prostiile. Dar da, am această iubită interesantă și am și o familie interesantă. Vă mai zic o chestie și vă las. M-am luat în pandemie taică-miu la pescuit sportiv. Nu e nimic sportiv la pescuitul sportiv, în mod evident. Dar el a crezut că chestia asta o să fie cumva bonding pentru noi și mi s-a părut foarte interesant că pescuitul sportiv presupune practic după ce prinzi peștele să-l și arunci. Adică ce face cumva degeaba, nu neapărat sportiv. Acum această combinație rămâne interesantă. Cum ar fi să fie și alte activități? Să fie un vânător care împușcă o căprioară și sună la veterinar, că e vâna sportiv, el acum vrea să salveze. Nu mai vrea să mai facă stufa din ea. Funny. Fie un scriitor care scrie o poezie și îl întreabă cineva, ai vrea să o publici? Nu, o ard, e scris sportiv.
Și stand-up sportiv? A, nu pot să cred! Exact, vine cineva, nu râde nimeni, pentru că e stand-up sportiv! Aici voiam să știu! Bravo! Cinci, bă! Ești tare! Bravo, tată! Bravo! Bravo, băi! Ei! Bravo! Bă! Te-ai gândit, Sorine, te Vlad Cazino ți-a adus o enciclopedie de comedie!